Bine v-am regăsit! Până la 1918, învățământul românesc din Ardeal a avut un caracter strict confesional, aflându-se în subordinea celor două biserici românești, unită și ortodoxă. Organizarea și îndrumarea școlilor revenea ierarhilor religioși. Preoții paroh erau directori școlari, protopopii îndeplineau funcția de inspectori ai școlilor din protopopiat, în timp ce episcopii erau inspectori supremi ai școlilor din întreaga eparhie. În anul imediat următor creării statului dualist austro-ungar, este adoptat articolul de lege 38, potrivit căruia fiecare confesiune avea dreptul să-și înființeze școli primare, cunoscute sub numele de poporale. Cam atât pentru astăzi. Mai multe amănunte despre evenimentele acestei zile găsiți pe site-ul nostru jurnalderechin.ro. Sunt Diana Elișiu, vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!